astăzi voi testa 100 de mituri legate de Minecraft. Mai pe scurt, le vom distruge miturile astea dacă nu sunt adevărate și dacă sunt adevărate, vom zice, da, bă, frate, trebuie să încerci asta, Minecraft chiar o să te ajute. Bun, și dacă tu suntem aici lângă o bucată de clei vom încerca probabil cel mai cunoscut mit de toată lumea din Minecraft. Adică, dacă cauți mijlocul cleiului, atenție, am găsit mijlocul cleiului, m-am chinuit destul de mult să găsesc un clei cu mijloc și Dați o mie de like-uri în primele 24 de ore Te-am prins că n-ai dat like acum la început de video Dă-mă like, dă like și abonează-te Bun, dacă nu mergi 7 blocuri De la mijlocul cleiului Practic va trebui să găsiți diamante dacă sap Și avem un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bun, ce ce începem să săpăm, fraților? Hai să săpăm să vedem dacă găsim ceva ne Mergem pe aceeași linie Bun, bun, bun Bă, Momentan am ajuns la, la, nu știu ce e mă, Deep Slate, ok, suntem la Deep Slate, vine și apa peste noi, dar nu ne lăsăm, de păi, stai mă, bam, am oprit apa, mă, să nu mai vină apă după noi și hai să vedem, mă, găsim ceva aici, deci sunt foarte, foarte curios, nici deci măcar nu știu la ce strat sunt, am ajuns la Bedrock, ok, hai să sapăm așa și în părți, că am mai văzut pe TikTok-uri pe astea, că practic să, să sapă în părți așa și practic găsim diamantele, deci mitul ăsta este fake. Efectiv nu am găsit niciun diamant pa, pa, mitule Din câte puteți vedea Noi nu putem sări sub nicio formă blocurile astea două Dar dacă punem aici foc Ci că focul ne poate arunca peste două blocuri Și de să testăm Aoleu, 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 stai, stai, să iau apă, stai să iau apă că mă nec Bă, de ce că merge ăsta? Trebuie să fac cumva Că ăsta am văzut, practic e destul de legit Dar mă chin eu aici, nu, nu înțeleg care e situația asta e ok, s-a dus focul Fiți atenți la asta Aoleu! Bă, 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 bă făcu, făcu. Mamă, o să moar Nu, deci practic și mitul ăsta este fake, dar nu știu cum, cum a reușit ăla să sară acolo un clip, că nu înțeleg. Nu, n-ai cum. Deci, efectiv, n-ai cum să sari. Nu, nu te lasă, deci uite, nu te lasă să sari două blocuri Efectiv, în Minecraft nu poți sări niciodată două blocuri Rămas cu jumătate de inimioare Deci life-ul ăsta este fake Și că dacă arunci un trident cu loyalty și ai inventarul plin O să se întoarcă înapoi la tine și se va învârti în jurul capului tău Bun, aruncăm asta Am luat inventarul, este plin Și... Ce? What? Bă, chiar să învârte Uitați-vă, de ce am inventarul plin cu toate prostiile Deci n-au nicio treabă cu tridentul astea Și uitați-vă cum rămâne tridentul ăsta Efectiv mi s-a înfipt în cap Dar dacă aruncă o bucată de ceva Ok, Ah, gata, m-a intrat și si el în in inventar, deci life, -hack, deci life -hack. doamne, de ce am rămas cu chestia asta cu lifehack-urile? Dați like pentru a nu mai spune life -hack uri niciodată, mitul ăsta este adevărat, dacă vrei să ai un trident zburător în jurul capului, poți face asta, e incredibil Și că dacă pui endrodurile exact așa, exact în felul ăsta, mamă, sper să nu mă deci dacă pui endrodurile chiar așa, tu poți intra prin ele, dar mobii nu te pot ataca Ia să vedem băi, adevărat Bă, deci nu cred, a făcut o cușcă anti mobi. Efectiv, niciun mob nu poate să vină să mă atingă aici Dacă ies afară, ei mă atacă Unde sunt? Ouleu, ouleu, stai Am intrat înapoi, gata Sunt în siguranță, deci îți poți face o cușcă Practic poți să faci XP aici Că uite, a, ouleu stai că mă atacă Deci mă pot ataca dacă sunt prea aproape de bări Dar nu pot intra după mine Ceea ce este super șmecher Și chiar trebuie să încercați să să pe seria de survival Următorul mit spune că nu poți să spargi cu TNT-ul star ul Adică dacă TNT-ul bubuie lângă Netherstar, nederstarul va rămâne intact și diamantul sau orice alt obiect care este căzut lângă va dispărea. Așa că hai să vedem, chiar am emoții. Vreau să văd dacă Netherstar-ul rămâne Netherstar. A dispărut, bă. Deci mitul ăsta este fake. Deci putem distruge Apa nu Uite-l What A rămas Nether Star O cap Bă stai că mai încerc o dată Arunc mai multe Nether star de astea Le dau foc Și Ia să vedem unde să duc Unde să duc le aruncă uite pe că le-a aruncat un pic, dar ele nu s-au distrus. Deci, like, mitul ăsta este adevărat. Și dați like dacă ați încercat asta vreodată sau dacă o să vă ajute vreodată în viața asta sau chiar dacă nu o să vă ajute, tot trebuie să dați like. Și că Iron golemii nu și au falling damage când să dau și ei de pământ de la vor înălțime foarte mare Așa că haideți să testăm lucrul acesta pentru că sunt foarte, foarte curios Stai că trebuie să punem aici Bă, nu știu dacă am făcut eu cel mai bine Dar s-a sumorat Iron golemul și îl aruncăm și... Și... A plutit efectiv nu... Nu cred așa ceva Trebuie să mai încercăm o dată asta Deci trebuie să mai fac asta o dată pentru că... Uitați-vă și... Da, drumul jos Ia, da, bă, nu și-a folnit damage. Deci, mitul ăsta este adevărat. în golemii, nu pot să-i umor dacă-i de la o foarte, foarte, foarte mare. Următorul mit spune că tu poți dormi sub lava fără să-ți iei nici un pic de damage. Așa că o să ne punem pe uh, survival, frumos, ca băieții. Punem aici în desa și uite, nici măcar nu avem viața full. Dăm time set night și hai să vedem, bă, dacă ne luăm damage, dacă dormim în pat. O... Pot să dorm în pat fără să-mi o damage și sunt sub lava. Aolea! N-a mai spus nimeni că te spawnează uh, imediat lângă lavă, adică în lavă și o să mori după ce te trezești, asta n-a mai zis nimeni, dar practic poți încerca să dormi sub lavă, poți face o farță unui prieten de-al tău să-i zici, bă uite frate, pe o serie de survival, tu poți dormi sub lavă fără să-ți iei și când se trezește, bam, și-a luat bucata. Următorul mi ne spune că putem colora sign -uri. Poate foarte mulți dintre voi știați asta Dar poate unii nu știați așa că o să vă arăt eu acum Treaba asta în felul următor Aici scrii frumos un sign Ai dat like, n-ai dat like Nu înțeleg dacă ai dat sau n-ai dat like Și uite poți să baci bam Culoare, bam, roz, verde Ce culoare vrei tu și uite poți să pui și ink sec de asta Să fie așa conturat frumos Bă like-ul că dacă l-ai dat l-ai dat bine dacă pui un burete ud în nether și uitați aici este wet sponge, adică atenție, se va usca instant. Ceea ce era de așteptat, adică de ce să vă mint. Dar, și că, dacă, bă, stai mă așa, bă, că m-am blocat aici, era să rămân blocat în nether pe viața, atât vă zis și era și pe creative, atenție, atât de paletin sunt. Dar dacă facem în felul următor, luăm un furnal, bam, 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 și dacă punem un furnal aici, și o găleată O găleată goală Putem face rost de apă dintr-un sponge de asta. Ia să vedem, bă, putem să facem rost de apă sau nu? Opa Nu putem să facem rost de apă Ceea ce înseamnă că La cu ăsta e fake? Mitul ăsta e fake? asta un pic, facem altfel Facem cu sponge normal Nu facem cu sponge -ud. Să vedem dacă funcționează Deci cu ăsta ud, nu merge nu merge nici cu ăsta uscat Deci nu poți face apă dintr-un sponge ud Și nici măcar dintr-un uscat Așa că cam nasolică miturile astea două cu spongiuri fake-uri Fake-uri, fake, -uri, fake, -uri, fake -uri mari Eu tocmai acum am realizat că am fost spawnat într-un alt portal pe care nu l-am făcut eu eu am făcut portalul ăla de acolo, se vede în față Și am fost spaunat în portalul ăsta Pe care nu l-am făcut eu și lumea asta abia am creat-o Am înnebunit S-ar putea să fiu bântuit de Hero Brian pe Minecraft? Ok. Uite aici sign-ul, bă. Aici am fost eu și practic am fost spawnat acolo la alt portal. Aoleo. Cica că portalul de end poate... Uite o vulpe. Am fost o vulpe. E nebună vulpea, vrea să ducă nedare. ci că portalul ăsta de end poate să distrugă bedrock -ul. Hai să vedem dacă distruge bedrock sau nu. Opa, stai că am pus bedrock -ul. Bedrock a dispărut de pe fața pământului, sunteți nebun la cap. Ok, la asta nu așteptam și acum pot să arunc Bedrock în end și să facem end-ul invincibil. Oricum e cam invincibil pentru mine, dar cam așa vine treaba asta. Ci că nu-ți poți lua falling damage dacă te reconectezi pe server, pe lumea ta de Minecraft Gen, dacă ieși de pe, de pe lume și intri înapoi, înțelegi? Deci ne pune chiar acum uh, game mode survival Și acum suntem în cadere, în cădere, în cădere Aaaa, n-am să ies, nu cred Mai încercăm o dată, mai încercăm o dată Dani spawn, game mode, ai am scris Bun, ne ducem sus 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 și trebuie să ieșim repede de pe lumea noastră de Minecraft, gen să avem timp să ieșim repede de pe lumea de Minecraft și să intrăm iar când suntem acolo aproape, să nu mai murim, gen că uite, dacă cazi de undeva de pe o munte sau ceva, poți să pot să mori și să pierzi toate itemele și levelul și tot și nimeni nu vrea să întâmple asta. Bun, ne-am pus pe survival și când suntem jos, am ieșit. Deci am ieșit, dar cred că am ieșit cam devreme. Cred că am ieșit cam devreme și acum încercăm să intrăm iar. Haideți să vedem dacă nu mai ieșim dată, nu știu, ce, că îmi repede, repede să facem chestia asta. Hai mă, încarcă-te, bă, încarcă -te. Așa, 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 sper să nu mor doar. Pă, m-a dat mai de jos, este că mai încerc dată? Bun, deci trebuie să ai timing-ul perfect la chestia asta, așa că facem game mod uh, survival, survival, bun. Stam așa și am ieșit, am ieșit când eram foarte aproape să... Papa, pa. deci papa pa, diamante, papa pa, armură, parpat, tot din tot ce mai aveam pe mine Pentru că efectiv muream Dar acum va trebui să nu mor Și nu, nu apăs pe nimic O să stau cu mâinile așa sus Și să vedem, sper să nu mor Sper să, să meargă mitul ăsta Pentru că, nu știu, am, am avut prea multe mituri fake În videoclipul ăsta și nu vreau Să avem mituri fake Am murit, bă M-a spaunat direct jos și că ești mort, ești șpa, 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 gata Diamante, gata, armură, gata, level Gata, tot, mit fake, bă, mare fake mitul ăsta, să nu încercați asta niciodată, dar să nu cădeți niciodată de, de sus de la națiune mare pentru că sunteți și pașpa. ca blazurile pot să aprindă un campfire, am stins acum un campfire, am pus un blaze acolo și hai să vedem dacă uh, ne va ataca blaze-ul ăsta, dacă vom putea face rost de foc în campfire-ul ăsta. Bă, aparent nu prea funcționează. O să-l mai lăsăm să tragă o dată, poate totuși o să ia foc. Hai mă, tragi după mine! Nu cred! Nu cred! What? A dat foc la campfire, deci Blaze-ul chiar poate da foc la campfire. Nu știu dacă vă ajută cu ceva chestia asta în viața voastră pe Minecraft, dar aparent funcționează și e bine de știut că un Blaze poate da foc la un campfire. Big like, mit adevărat, bă. Un alt mit spune că nu puteți face Wither-ul wither în End. Așa că hai să vedem dacă putem să sumonăm Wither-ul în End. Opa, asta că l-am pus, pus, greșit. Bă, am emoții, sincer, că nu știu cum se fac. Cum... Am mers să punem Wither-ul în End. Efectiv, Wither-ul va, va, fi distrus și am o idee. Vreau să punem dragonul să se bată cu, cu Wither-ul. Mamă, deci asta n a mai fost niciodată. Vă zic că deja bate Endermenii. Hai să vedem dacă bate și dragonul. Chiar acum am activat modul în care mobii se atacă și hai să vedem Wither-ul. Unde e Wither-ul, a dispărut liderul. A, bă, nu, e, e pe aici, pe în zonă. Stai. Unde e nebunul? Deci, practic, dragonul este atacat de, de endermen. What? Bun, asta nu mai știu să se întâmplă. Mai punem un Wither, mai punem un Wither. Pentru că, practic, nu-l nu, nu văd să pai să, să, atace dragonul. Și vreau să atace dragonul. A, uite-l acolo pe Wither! Să atacă cu endermen, dar vreau să-l văd bătându-se cu dragonul, bă. De ce nu se bate cu dragonul? Să-i sparg astea, Bă, chiar vreau să văd lupta asta, deci episodul ăsta a degenerat, sincer, creăm un mit, acum spune că dragonul nu poate bate wither-ul, hai să vedem dacă poate bate, un wither se bate acolo, dar niciunul din wither, dar nici dragonul nu au damage luat sau ceva, ceea ce e un pic de tristuț, nu știu ce să zic, deci practic nu se pot bate ăștia doi sau ce se întâmplă, că nu pot să-mi dau seama, vreau să spar absolut toate chestiile astea, și dragonul nu-și nu ia damage, Wither-ul uh, nu pare să-și ia damage Au dispărut doar endermenii, așa că... Da, nu prea, nu prea funcționează Endermenii nici cam iau bătaie Dragonul nu atacă Wither-ul nici Wither-ul Dragonul de ce? și pa. Mai există un mit care spune Bine, asta Asta nu cred, dar după ce am văzut la o video Că a făcut și el un episod de genul a, a reușit să găsească o dimensiune secretă Deci, practic, dacă punem aici și facem un portal de end, un alt portal de end, putem găsi altă dimensiune secretă. Uite, ou de dragon nu avem nevoie de el. Deci putem găsi o altă dimensiune secretă, neștiută de nimeni în Minecraft. Haideți să vedem dacă chiar funcționează. Deci trebuie să facem exact aici înainte să terminăm jocul. Deci practic am bătut dragonul și acum trebuie să mai facem un portal. Hai să vedem dacă funcționează. O să punem astea. Bă, oare o să meargă să facem încă un portal? Nu merge să facem un portal în portal? Ce? Bă, noi fi pus eu astea bine, mă? Bă, nu, aparent n-am pus astea bine. Stați așa. Că e problema. Bă! Da, mi-a dat sfârșitul lumii Ok, building terrain Și unde ne dă? În dimensiunea nouă sau sal? Mamă ce, am crezut că sunt în altă dimensiune Că era noapte afară Deci practic și, și mitul ăsta este fake O să mai intrăm o dată în portal Să mai testăm o dată Să vedem cum arată și portalul de end în end Pentru că da, sunt curios de lucrul ăsta Să-l vedem, să-l vedem aici Ia uite -l. Și... Da, practic sunt două Portale. Dacă mă bag iar aici, nu, no. da, deci și mitul ăsta este fake, dar uite ăsta încă dă foc aici la, la campfire, ceea ce e incredibil Următorul mi spune că poți să faci din fensuri de astea, gen poți să pui fensuri diferite ca să faci un fel de grădină pentru mobi, un fel de cușcă pentru mobi, tăi, pentru animale tale, pentru ferma ta mai bine zis o poți face în felul ăsta și da, asta funcționează Dar hai să vedem, uite, gen, faza e în felul următor Că nici nu mai știu să te explic, e foarte târziu, e 1 noaptea și sunt mor de oboseală Deci treaba e în felul următor, tu poți intra aici fără nicio problemă Dar mobi hmm. nu pot ieși și hai să vedem dacă poate să iasă vaca asta Bă, nu poate ieși, ești nebun? Deci tu poți intra aici, poți mulge vaca, îi poți da mâncare, poți să mulțești vacile. Uite, de, de exemplu, uite, o să mulțim niște vaci. o ăsta dacă se bat mobi între ei, am uitat. Nu mai contează. Deci poți mulți vacile astea două, bam, bam. Dar ele nu pot ieși afară. Dar să vedem dacă iese puiul, mă, că e mai mic. Uite, mă, puiul iese, mă. Deci puiul, practic, poate ieși din... Uh, din cușcă, dar vacile mature nu pot ieși, deci nu le puteți înmulți sau le puteți mulți, dar să scape puii sau nu știu, să se întâmple ceva cu puii aia, să nu rămână aici blocați pentru că practic nu vor rămâne niciodată blocați aici. Poți folosi acest nufăr pentru a face o cameră secretă și vă arăt imediat cum te pui aici pe el și aștepți până când va reveni la normal. Gen, trebuie să așteptăm un pic. Ok, Ok, n-a revenit la normal, dar porcul asta mă tot atacă A intrat porcul acolo, nu cred Bun, o să facem asta pe creativ pentru că porcul asta efectiv nu vrea să mă lase în pace Am fost, tocmai am fost bătut de, uh, de un porc uh, Nu e nimic dubios în asta, de ce să vă mint Hai să vedem, uite aici, uite aici unde e porcul Bun, uh, punem înapoi nu Și acolo e o cameră secretă, ok? Hai să vedem dacă putem să ne băgăm cumva sub ăsta Hai mă, hai, trebuie să meargă mă Trebuie să meargă, mă, n-are cum să nu meargă, e imposibil. Hai, te rog, te rog, te rog, mergi, mergi, mergi. bagă aici. Nu merge, Deci, mitul ăsta este fake, nu poți face o cameră secretă cu ajutorul unui nufer, pentru că... A, ba, da! What? Am fost băgat în pământ! Ce? Mamă, ești nebun la cap, deci practic am reușit să mă bag sub pământ cu el? Deci îl puteți folosi cumva pentru a face o cameră secretă. Băi, un pic incredibil ce se întâmplă aici. De ce să vă mistai să mă încerc o dată, dar intru cam greu aici, nu știu ce să zic. Hai, 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 hai. încă puțin, încă puțin. Hai că sunt sunt pe cale să reușesc să intru în camera secretă. Hai. nu, no. Nu, no, nu, no. deci nu mă pune suficient de jos, deci pot să zic că practic e cât de cât real, dar nu știu să-l folosesc sau nu știu care e faza, dar nu știu ce să zic, îi dau, uh, îi dau jumate de punct, cam așa. M-am pus aici mai sus pentru că nu vreau să mă mai atace din nou mobi ci că poți să te cațeri în continuu dacă ai o găleată cu bulgare. Și hai să vedem dacă reușim să facem asta. Ok. Nu. Nu pare să funcționeze. Deci, practic, eu ar trebui să iau bulgările ăsta, să-l pun aici, să sar pe el și să pun în continuu, în continuu, în continuu bulgari. Sau îmi trebuie două, măi, asta e așa. Uh, stai că mai încerc să iau unul. Ok, moment de față avem doi și hai să vedem dacă merge Deci primul trebuie să-l punem aici Și după Nu merge, bă Nu merge Deci practic și mitul ăsta este fake Pentru că nu putem și o să murim înghețați Îmi îngheță creierul în momentul ăsta Ce părere aveți despre faptul că mi-e -mi îngheață creierul Și nu reușesc să fac mitul asta să fie real Nu, deci practic nu e real Sau este, mă, dacă îl pun așa Nu, nu, nu funcționează, efectiv nu mă pot cățăra în continuu deci e fake, bă, bun, nu știu cum reușesc, mă, ăștia să facă chestiile alea că mie nu-mi ies, bă. Deci miturile astea sunt fake rău de top, bă, bune, vă zic. Și ultimul life, life hack mit, mă, ultimul mit pe care îl testăm astăzi este faptul că un creeper poate deveni mai prietenos dacă îi arunci uh, niște TNT-uri. Și haideți să vedem, ne punem pe uh, survival și vrea să explode, Nu, nu exploda, te rog eu frumos, nu explodat. Ia niște TNT-uri, nu, 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 nu a explodat, poate i-au plăcut în urile bă. Ah! Nu, ia titiu. Deci practic uh, e fake, pentru că nu ar fi trebuit să explodeze și a explodat. Voi nu puteți fi mai și cu mine, vă rog eu pentru că nu am făcut nimic Ok, dacă vreți ca ăștia doi să nu mă omoare și să mă mai vedeți în viața voastră pe YouTube Dați un like, abonați-vă și cam asta a fost clipul Arbașanilor Până data viitoare, v-am salutat și v-am papă pa, toți și pa.